Ultima probă orală din cadrul examenului de bacalaureat le-a dat mari bătăi de cap absolvenților de liceu. Cei mai mulți dintre ei s-au împotmolit la ultima cerință și nu au abordat subiectul. Au avut de redactat un e-mail către un prieten. Elevilor li s-a cerut să îi povestească acestuia un eveniment recent din viața lor. Aparent simplu, practic complicat. I-a dat un text gridă, adică să un test cu gridă și să facem un e-mail, să scriem un e-mail în engleză și nu am știut că nu prea le-am cu engleza și cam atât. Nu a fost foarte greu, dar... Nu te-ai descurcat? Nu. Ce calificativ crezi că vei obține? A2 ăla, sau... Cât de cât, nu perfect. Pragul minim, nu? Da. Care? Minim. A1. La ce nu te-ai descurcat? La e-mail. Ai apucat să scrii câteva fraze sau nu ai scris deloc? Nu am scris deloc. Nu le-am deloc cu engleză. A fost grilă și apoi am trebuit să scriu un e-mail unei prietene. Și? Și am făcut testul grilă, a fost cam greu. Am încercat să fac și la subiectul al doilea, dar nu mi-a ieșit. Deci ai rezolvat la prima parte? Da, prima parte. La probele orale, candidații extrag un bilet și primesc hârtie ștampilată pentru ciornă. Pentru susținerea acestei probe s-au înscris 4.623 de candidați. Evaluarea acestora se derulează pe parcursul a 5 zile, în intervalul 27 iunie 1 iulie, candidații susținând 3 tipuri de probe, după cum urmează. Proba de înțelegere a unui text audiat, unde au la dispoziție 20 de minute pentru a fi evaluate competențele privind receptarea textului audiat, proba scrisă cu durata de 120 de minute, în cadrul căreia se evaluează competențele privind receptarea textului citit și producerea de mesaje scrise, și ultima etapă, proba orală, cu durata de 10-15 minute, în cadrul căreia se evaluează competențele privind producerea de mesaje orale și interacțiunea orală. Proba orală la limba străină se încheie pe data de 1 iulie. Din 4 iulie, elevii se pregătesc pentru susținerea probelor scrise, care debutează cu limba română.